respectat. Asta este tot ce vreau să spun. De fapt, am să spun o chestie. Cu poporul român trebuie făcut un exercițiu de demnitate firesc. Îmi aduc aminte de o povestioară cu un cercetător, era prin Africa și într-o crescătorie a văzut la un crescător de păsări acolo în Africa multe găini, știi? Și între găini era un vultur care ciugulea și el totuși. Și a zis, cum e, cum, vultur frumos, super. Da, mersi. Un vultur superb. Și zice, dar cum face ca găina așa? Și că cum ăsta nu le mănâncă? Nu, ci că l-am găsit mic într-o crăpătură de asta și l-am lăsat și a crescut așa. Și cercetătorul a luat vulturul și l-a dus pe un deal și a spus, ești vultur, zboară. Și vulturul s-a întors la fel umil și a început să dea cu capul în grăunțe. Cercetătorul nu s-a lăsat, s-a dus pe un deal mai mare și a zis, ești vultur, zboară. Și iar a fugit vultur așa ca o găină de crevedia, că ăștia n-au făcut găini de crevedia, nu vezi? Ne duci nici de mașină. Și atunci cercetătorul s-a dus pe piscul unui munte, unde nu mai avea nicio șansă să coboare, și a îndreptat capul către soare. Și a zis, ești vultur, zboară! Și în clipa aia a zburat. Ăsta este exercițiu care trebuie făcut cu poporul român. Scos din crevedia. Această repoziționare a capului, și Platonul spune în mitul peșterii, e unul care întoarce cap și vede toată manipularea. Este una cea mai frumoasă care, nu numai cu poporul român, cu orice popor care se află în criza în care ne aflăm noi, spirituală și de identitate, să zicem așa, e o criză provocată și una făcută în timp. Acest exercițiu de demnitate îndreaptă capul către soare și zboară, adu-ți aminte de ceea ce ești.